Mele, bine v-am regăsit într-un nou episod al podcastului cel mai tare reprezentante Avon din Germania și am revenit în forță într-un nou sezon de toamnă cu noi sfaturi, tips and tricks și mai ales cum afli și descoperi noutăți legate de activitatea ta de prezentantă Avon și cum poți avansa în această activitate mai bine mai frumos și, bineînțeles, cu cât mai multe resurse gratuite disponibile din partea mea. În acest episod special vom vorbi astăzi despre resurse utile pentru reprezentanții Avon, cărți, cursuri, instrumente pe care eu, în mod special, în mod personal, le-am parcurs, le-am adaptat și mai ales sper să vă ajute și pe voi așa cum au ajutat și pe mine. Și începem episodul despre importanța învățării. Probabil o să vă întrebați, pă, începe asta să vorbească acum despre școală învățat când eu n-am mai deschis o carte de când am încheiat liceul. Păi țin să vă spun că viața este o continuă învățare, iar dacă nu înveți, rămâi pur și simplu platonic și te plafonezi pur și simplu, apoi te trezești și în lumea largă când toate lucrurile se schimbă, mai ales o să vezi burând cine știe mâine, păi mine, pe cerul liber, mașini și tehnologia și AI-ul o să ne depășească pe toți. Dar eu sunt aici să vă prezint variantele clasice pe care le poate avea oricine și le poate citi, pune în practică, se poate documenta și mai ales foarte multe sunt în format video. Dezvoltarea abilităților în domeniul vânzărilor și a marketingului pentru reprezentanții Evon reprezintă un tool important dacă vrei să te dezvolți pe această branșă, să spunem așa. Și aici nu vorbesc doar despre activitatea de reprezentant Avon, în orice activitate, în orice domeniu în care tu activezi sau probabil mai încă un extra hobby pe care tu vrei să-l faci pe lângă activitatea ta de reprezentant Avon, este vânzarea, iar dacă nu știm să, v să vindem, da, degeaba ne apucăm de această activitate. Vânzarea este un proces foarte important, așa că trebuie să știm să-l facem cât de cât, ca la carte, nu neapărat să fie totul perfect. Da? Resurse utile fac o diferență semnificativă în succesul activității noastre. Adică, nu mai funcționează, după cum știți, vechile metode de a te duce acasă la om, a bate la ușă, a sta la o cafea, a prezenta un catalog. Poate, poate mai funcționează în grupurile acela de doamne mai în vârstă care se întâlnesc în parc, se întâlnesc la o cafea, la o prăjitură, dar având în vedere societatea în care trăim, și mai ales că. În echipa noastră de reprezentante Avon din Germania, majoritatea grupelor de vârstă se află undeva între 25-40 de ani, aș putea spune eu, iar această categorie de femei, printre care mă aflu și eu având vârsta de 33 de ani, încercăm să ne îndreptăm cât mai mult către tehnologie, către marketing online, către social media, aici unde se află toată lumea. Încă din anul 2020. Pur și simplu, totul s-a mutat online. Iar de atunci am rămas aici. Deși pandemia s-a dus, toate lucrurile pandemice s-au dus, să spunem așa, restricțiile și joburile clasice, multe dintre ele au început să dispară, multe lucruri au rămas online. Cu ce am început eu în această perioadă? Am început prin a citi cărți. Nu o să vă spun că am citit cărți dintre acelea de șapte volume și nu știu câte sute de mii de pagini, pur și simplu am început să citesc articole. De la articole am început să citesc cărți. Cărți de marketing, cum ar fi cele de ale Dale Carnegie, da? O să vă spun un titlu imediat. Tehnici de a vinde, cum am spus, Dale Carnegie and Associates, da? Este o carte. Foarte stufoază, să spunem așa, undeva la 300 și ceva de pagini. Iar în această carte sunt prezentate foarte multe tehnici de vânzare, da? Este o carte de teorie și nu vei adormi în timp ce o vei răsfoi. Este o carte plină de farmic, instructivă și amuzantă, da? Vânzările, cum spune și domnul Dale Carnegie, nu este o meserie ușoară. Telefoane închise în nas, întâlniri amânate la nesfârșit sau refuzuri pe care și noi, bineînțeles, le întâmpinăm în activitatea noastră de reprezentant Avon. Iar în această carte sunt prezentate foarte multe tehnici, cum ajungi să convingi un necunoscut și mai ales cum ajungi să-i vinzi ceva folositor. Vă voi lăsa să citiți cartea, să găsiți și în format online, da? Eu folosesc aplicația Voxa pentru a asculta mare parte atunci când nu am timp să stau să citesc și când fac treabă prin casă sau, nu știu, am uh, de mult cu autobuzul sau cu mașina, bag o cască și mai ascult acolo. O altă carte pe care eu am citit este una foarte micuță, să spunem așa, Curs de vânzări, a lui Zig Ziglar, Cum să-mi vinzi orice, oricui. Această carte este una super, super micuță. Maxim 100 de pagini are și are câteva lucruri interesante pe care eu le-am le pus în practică. da, Și mai ales. Cum spune și aici domnul Zig Ziglar, poți avea tot ce-ți dorești în viață dacă ajuți suficiente persoane să obțină ceea ce vor. Pentru că nu știu dacă ați observat că în ultima vreme se pune foarte mare accent pe um, ajutatul persoanelor. A afla nevoia persoanelor și mai ales a te duce spre ele în a le oferi sfaturi, ajutor. În cazul nostru ca și de pretanță, ei vor trebuie să aflăm care este nevoia persoanei clientului nostru și cum putem noi să-l să ajutăm în așa fel încât să ne mărească și nouă vânzările, bineînțeles, da? Și mai ales cum să să ne creștem vânzările, în așa fel încât să-l ajutăm și pe el. O altă carte, tot de Zig Ziglar, este Arta Vânzării. Această carte este o carte foarte. foarte complexă. Are undeva la peste 200 și ceva de pagini, da? Iar acest domn, da, este un domn businessman dezvoltat personal și în business, iar în această carte a pus accentul pe vânzările pe care le-a observat în momentul în care copil fiind a văzut un vânzător de Biblii care atunci când un potențial client i-a spus că nu are bani să cumpere o asemenea carte, a întins cartea sfântă spre el și l-a rugat cu o voce stinsă. punem mă aici și mai spun o dată, te rog. Exact, pentru că atunci când ai credința în Dumnezeu, nu poți să refuzi pe Doamne, Doamne, așa? Iar o altă carte pe care eu am citit-o se numește Arta Persuasiunii de Juliet Erickson. Este o carte principală reușită care remurește misterul comunicării eficiente. Este foarte important să știm ce înseamnă tehnici de persuasiune și mai ales să le putem observa, vedea, atunci când cineva le aplica asupra noastră. Iar aceste tehnici de persoasune sunt folosite în mod special la reclamele pe care noi le vedem foarte des la televizor. La reclame de la medicamente, de la Dero, de la Coca-Cola, de la Pampers și mai ales, nu știu dacă ați observat, foarte multe dintre aceste reclame pun foarte mult accent pe emoție cum îți atingi obiectivele, ideea, scopul, mijloacele și planul de bătaie nu te ajută să reușești. Așa este. Indiferent de ce ți propune să realizezi, fie că vorbim de noua afacere, un proiect sau idei inovatoare, factorul care hotărăște dacă pierzi sau câștigi este maniera în care comunici celorlalți ideile tale. Este foarte important să știi cum te îndrezi către oameni și în ce manieră o faci, în așa fel încât să faci la finalul discuției să aducă un rezultat benefic ție. O, mai multe tehnici de uh, marketing și antreprenoriat pe care eu le-am uh, dezvoltat, le-am citit de-a lungul anilor. Au fost uh, uh, pagina de branding personal al Manuelei Ciugudan. Da, Manuela Ciugudan este o antreprenoare care. În momentul de față, face cursuri despre cum marketingul uh, personal, da, brandul personal mai degrabă. Și acolo se explică într un mod foarte clar ce înseamnă un branding personal și cum poți să l-integrezi în afacerea ta și eu am ales să ascult un podcast care are peste 150 de episoade. Cred că îl găsești pe Spotify unde explică foarte clar, pas cu pas, de ce este important brandingul personal într-o afacere, indiferent că este o afacere mare sau că este ca noi, da, cu produse Avon. Pentru că, până la urmă, dacă stai să te gândești, noi vindem produsele, dar nu putem să vindem doar produsele, că oamenii nu mai cumpără produsele, pozele luate de pe Google, ne cumpără prin intermediul nostru. Iar noi, dacă nu prezentăm, nu oferim reclamă, nu arătăm um, prin exemplu nostru personal că aceste produse sunt utile, sunt folositoare lor, nu avem cum să ne integrăm în, în contextul acesta de branding personal. Iar eu l-am integrat și l-am pus în practică și cred că toată lumea mă știe că atunci când cineva spune Luci Avon online, da, se gândește la mine, eu reprezint Avon prin mine. Fața mea apare așa frumos cu numele de Avon în spate sau pe cap oriunde, da. Ce alte lucruri am mai făcut eu pentru a mă dezvolta? Am făcut cursuri. Cursul de la Kiwi Marketing, cursul de la Lauren Suarez și cursuri de la Smarters. În ultima vreme, bineînțeles că mi-am diversificat pentru că majoritatea au început să vorbească despre aceleași lucruri, dar cei de la Kiwi Marketing au o platformă foarte bine structurată, unde au foarte multe cursuri despre absolut orice. Aveam și un abonament lunar la un moment dat, era undeva la, nu știu, 10 euro pe lună, la fel și la Lorand. Lorand vorbește în mare parte despre dezvoltare personală, despre branding personal, despre finanțe, tot fel de chestii între astea. În schimb, ceilalți sunt mai tehnici de la Kiwi și prezint exact cum să faci reclame, cum să faci o pagină de Instagram, cum să te prezinți acolo, pas cu pas, mură în gură, eu le-am parcurs aceste lucruri. Bineînțeles că mai am participat și la webinarii online, tot um, organizate de către lor, pe care le facem mare parte pe pagina lui de Facebook, da, um, live-uri de tips and tricks. Important e să-ți um, să iei de acolo exact ce îți trebuie, ție. nu trebuie să plătești sume de bani. Sunt foarte multe resurse gratuite în momentul de față pe care le poți prelua, le poți lua, folosi și implementa. Un alt exemplu pe care pot să-ți ofer, gratuit în mare parte, depinde acum și de nevoile fiecăruia, sunt, este platforma de fapt de la Udemy, da? Acolo sunt foarte multe uh, cursuri, de la toți, inclusiv în limba engleză, cursul limba română, cursuri fel de fel, da, au și cursuri plătite, au și foarte multe oferte care se va la câteva luni, în care plătești practic 90% mai puțin pentru un curs. Instrumente și aplicații utile pe care eu le-am folosit și m-au ajutat să-mi dezvolt activitatea mea de reprezentante EVON de-a lungul anilor. În ultimii 2 ani, să spunem așa, am folosit foarte mult Canva. Canva este o aplicație care poți să editezi tot felul de lucruri, videouri, story-uri, poți să faci tot felul de template-uri, poți să adaugi tot felul de chestii, îți dă pur și simplu acolo, iar tu editezi, pui poza pe care o vrei. Canva este pentru mine un tool super special pe care eu l-am folosit, mai ales atunci când a venit vorba de poze, editat poze și așa mai departe. Un alt instrument, o altă aplicație interesantă pe care eu am folosit-o și o folosesc și în momentul actual este CapCut. CapCut care poate fi integrat și în TikTok, acolo poți să faci o grămadă de lucruri și de editări pe care apoi ulterior le poți posta pe toate rețelele de social media, poți să adaugi sunete, poți să adaugi subtitrări, efecte, să sare imaginea pe aici pe acolo, emojuri și multe alte lucruri. Bineînțeles că mai am și multe alte aplicații cum ar fi InShot, KindMeister, uh, nu mai știu... Mai am încă o aplicație de făcut colaje, cu cadre frumoase așa, dar singura aplicație pe care eu dau bani, să spunem așa, este Canva, pentru că o mare parte acolo fac uh, pozele și am nevoie de aplicația Pro, da? În rest, celelalte sunt uh, sunt gratuite, având în vedere că în ultima vreme până și TikTok te lasă să faci în mod gratuit acolo video să le editezi înainte să le postezi și să le salvezi fără watermark, adică fără acel logo cu TikTok-ul și așa mai departe. Adică sunt foarte multe lucruri și site-uri pe care le poți folosi. Resurse gratuite și surse de informații. Puh, aș putea spune că eu urmăresc pe cei de la Surfhost, da? Mai am încă alte... Alte câteva site-uri pe care eu le urmăresc în mod special sunt cei de la Kivipro, da, în care primesc tot felul de e mail -uri. Mai am pe cel de la Gomag. Gomag sunt cei care au uh, platforma e din România și tot așa ei trimit tot felul de cursuri, webinarii fac și trimit tot felul de articole pe email despre e despre e-commerce, cum să-ți faci magazinul online, cum să vinzi schințuri și așa mai departe. Au foarte multe e și tuluri de unde te poți inspira, mai ales când vine vorba de astfel de vânzări. Uh, Vlad de la duet tot așa uh, el are legătură cu uh, Facebook-ul, da? ce mai urmăresc eu? Um, cam astea ar fi în mod special. Și Nicu Decu de la Serhost. Dar îmi iau de la fiecare da, câte, câte fac chestii așa minuscule. Primesc în fiecare zi e mail și îmi iau și -mi notez dacă ceva mi se pare foarte interesant. Cum încep să folosesc aceste resurse? Păi, în primul rând, trebuie să vrei să faci lucrul ăsta, trebuie să îți dorești să butonezi, pentru că toate aceste lucruri se fac de pe telefon și recomand cu, cu mare drag să lași TikTok-ul, Netflix-ul și alte lucruri și, în loc să stai pe ele, să te apuci să faci, să spunem, să butonezi puțin în Canva, pentru că este și varianta care nu este plătită și se pot face foarte multe lucruri interesante. În varianta CapCut, de asemenea, este, Există și o variantă neplătită în care poți să editezi și să faci tot felul de videouri. Apoi ai putea să începi prin Poze personale, dacă nu prin poze din grupul nostru de reprezentate, în care ai putea să te joci, să faci câteva lucruri, scheme, să vezi cum funcționează, cum se aplică acele sunete, cum adaugi muzică, cum adaugi subtritare și așa mai departe. Vă încurajez cu mare drag să alegeți și să puneți în practică din listele prezentate de mai sus, să le explorați și să le găsiți. Se găsesc foarte ușor pe, pe Google, da? Kivi Pro, școala de marketing Smarters, Loran Soares au platforme, au foarte multe lucruri abonați-vă la newsletter și acolo se oferă foarte multe um, resurse utile, gratuite dacă nu aveți timp și nu știți unde și ce să mai ascultați vă recomand aplicația Voxa eu am varianta plătită da? pentru că, cum am spus Mie drag să stau să ascult cărți atunci când fac de lucru prin casă, curățenie și mâncare și așa mai departe și de acel timp de să stau să mă gândesc cum se apa, pe pe să stau să ascult o carte de marketing sau, nu știu, o carte de orice altceva ce are legătură cu asta și mi rămân câteva idei acolo pentru că subconștientul meu ascultă, aude și... Apoi, la un moment dat, eu văzând în social media astfel de lucruri, deja am, am, o idee, să spunem așa. Uh, Dezvoltarea continuă a abilităților este esențială pentru succesul în orice afacere sau activitate. Și la locul de muncă, da? dacă te duci și șeful vine și spune, o să avem un nou tool, o să avem un nou, o nou, nu știu cum să spun mașinărie, automat că dacă vrei să-ți păstrezi locul de muncă și vrei să rămâi acolo, trebuie să înveți acea mașinărie. Așa este și în activitatea noastră de prezent Avon. Nu putem să ne gândim doar că Avon funcționează pur și simplu ca înainte, iei un catalog și... Nu știu, faci o postare o dată pe lună și te aștepți să vină lumea la tine sau mai ales dacă nu ești în căutare, să spunem așa, de oameni, de clienți, de așa mai departe, ei nu o să vină la tine. Iar dacă tu nu începi să pui în practică noutățile pe care le descoperi și să atragi oamenii prin lucrurile care sunt puse la dispoziție în momentul de față de către toate platformele astea care s-au dezvoltat în ultimii trei ani de marketing și cum au ajuns ei să-și crească vânzările, atrăgând clienții, convingând clienții să cumpere cursuri, produse și mai departe, nu ai cum să te dezvolți nici cu Avon. Iar am ajuns în punctul de față să vă spun cu sinceritate că dacă nu înveți să te familiarizezi, să spunem așa, cu online marketingului, nu vei avea succes absolut deloc în activitatea de reprezentant de Avon, bineînțeles, da? Și nu numai asta, pentru că cu siguranță mai sunt și fete care fac și alte, alte filme. Sper că v-a fost de folos acest episod. O să las și în linkul, în descrierea acestui episod, cum se numesc exact aceste filme de entreprenoriat, aceste filme de marketing pe care eu le-am dezbătut, dezvoltat da, de-a lungul anilor, cărțile pe care le-am citit și care m-au ajutat să-mi dezvolta anumite abilități, da, și sper să le puneți, să le puneți în folosință, da, și să vă ajute, pentru că, cum am spus și la începutul episodului, învățarea continuă îți aduce rezultate, nu poți să rămâi cu gândul, am terminat liceul, nu mai deschid în viața mea o carte. În momentul de față există și aplicații online în care pur și simplu asculti o carte și nici măcar nu trebuie să o ai în casă ca să afli informații utile despre anumite subiecte. Așa că, dragii mei, acesta a fost un nou episod al podcastului cele mai tare prezentate Avon din Germania. În această toamnă intrăm în forță, da, cu episoade săptămânale și o să finalizez și... Uh, excursia din Sicilia în care mai am unul sau două episoade, o să vă spun de structurez în așa încât să finalizez, pentru că urmează în curând și excursia în Polonia, iar acolo va fi un nou episod în format video care va fi postat pe YouTube și o să vă dau de acolo foarte multe informații despre fabrica noastră de produse cosmetice din Polonia, de unde vin ele și mai ales. Dar mai multe o să vedem atunci la momentul respectiv. Așa că vă urez o zi minunată și v-am pupat! La revedere! <fixi>